Lugojul va găzdui la finalul săptămânii viitoare Festivalul Coral Internațional Ion Vidu. Evenimentul începe vineri 22 iunie cu Ziua George Enescu, în cadrul căreia va avea loc un colocviu, o expoziție documentară și lansarea cărții George Enescu, Consonanțe bănățene, ediția a doua de Constantin Tufan Stan, la care vor fi prezenți invitați de prestigiu din domeniul muzical. După această primă parte, pe scena Teatrului Traian Grozăvescu, artiștii din București, Timișoara și Lugoj vor susține un concert vocal-instrumental extraordinar. Sâmbătă, 23 iunie, de la ora 11, în sala de Consiliu a Teatrului va avea loc întâlnirea dirijorilor prezenți la festival, având ca temă muzica corală în contextul actual. De la ora 18, pe scena Teatrului Municipal se va desfășura gala de concerte a corurilor invitate. Festivalul va continua duminică, 24 iunie, de la ora 12, în Catedrala Greco-Catolică, unde va avea loc concertul corului Eco Gorsanskie din Polonia, care va prezenta credincioșilor un concert de muzică religioasă. Intrarea va fi liberă la toate concertele.